Știți, Dumitru Buzatu a luat mita la pescuit. Era o partidă la care erau în păr toți oamenii importanți din județul Vaslui. Și angajații Consiliului Județean, instituțiilor din subordine, toți erau pe baltă, la pește. E o pasiune la Partidul Social Democrat și pentru pescuit și pentru vânătoare, motiv pentru care în partea a doua a acestei ore ne vom uita puțin la ceea ce francezii numesc socialism de caviar. Cum e cu pescuitul și vânătoarea la un partid social-democrat? Cum e cu apariția unor personaje importante, iată-le, la astfel de evenimente? Ce fel de legături se strâng aici? Și de unde vine pasiunea asta? Care e legătura cu astfel de obiceiuri foarte burgheze? Explicăm, comentăm, cum vă spuneam, în a doua parte a acestei ore. În câteva minute despre imagini pe care le-au publicat astăzi rușii, pretind că ele dovedesc faptul că șeful, comandantul marinei militare ruse din Marea Neagră trăiește. Doar că imaginile îi cam demască pe ruși. Vom intra în detalii imediat pentru că, spun rușii, amiralul Sokolov, iată-l, apare la televizor, la o întâlnire cu Șoigu, cu Serghei Șoigu, cu ministrul apărării de la Moscova, deci este în viață. Nu, nu e chiar așa. Pentru că apare întreagăt și nimeni nu știe dacă imaginile de acolo erau de astăzi sau de cine știe când. Despre imagini, despre intenția asta a rușilor de a demonstra ceva, cum vă spuneam peste câteva minute înainte, despre ce s-a întâmplat în această dimineață, un nou atac al rușilor în porturile ucrainene de pe malul Dunării. De data asta s-a întâmplat și în localitatea Pandant, localitatea care se află pe celălalt mal al Dunării față de Isaccea. La Isaccea există un punct de trecere a frontierei, localitatea din Ucraina se numește Orlivka și acolo erau români. Iată. Tocmai era pregătit la Orlivka pentru a trece pe malul românesc, iar atacul rușilor i-a surprins pe oameni chiar când trebuiau să plece la controlul pașapoartelor. Bacul a pornit, oamenii exact. Încercau în felul acesta să se salveze ajungând în România și fragmente de dronă, dacă nu chiar drone întregi, au căzut la foarte mică distanță de embarcațiune. Oamenii s-au speriat, unii dintre ei au povestit la Digi24 experiența prin care au trecut, groaza pe care au trăit-o. Mulți din județul Tulcea sunt nemulțumiți că nu a existat un mesaj, ro alert, așa cum începuseră să primească atunci când erau anunțate atacuri, atunci când erau simțite, văzute atacuri ale rușilor în porturile ucrainene. Astăzi nu s-a mai întâmplat, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență dă vina pe armată. Decizia de a primi sau nu un mesaj ro alert este a armatei. Comentăm cu invitații noștri, vă reamintesc, în studio Valeriu Turcan, Emanuel Cernat, Florin Negruțiu și ni se alătură Corneliu Biola. Este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună seara, Corneliu Biola. Bună seara. Mulțumesc. Domnule profesor, de mai multe zile vorbim despre cât de prost merge războiul pentru ruși, despre faptul că ucrainenii, iată, au primit și tancurile Abrams și că sunt gata să penetreze în mai multe locuri linia de apărare a rușilor. Am vorbit și despre ultimatumul pe care Putin l-a dat lui Șoigu o lună de zile ca să oprească contraofensiva ucrainenilor. În contextul ăsta, pare că nu se mai opresc atacurile asupra porturilor ucrainene. Ce vor să facă rușii? Ce urmăresc? Deci obiectivul rușilor a rămas la fel, de a stopa orice fel de export de grâne pe care Ucraina îl încearcă. Rapoartele până în momentul de față se anunță că, în ciuda războiului, recolta de grâne va fi destul de puternică pentru Ucraina în momentul de vreme, va fi foarte ridicată. Și rușii continuă acest atac cu speranța că, la un moment dat, vor ceda. Dar ce e totuși de remarcat în acest context? Și cred că atacul de astăzi de la Isaccea aduce din nou în discuție o problemă mai veche. Pe unde vin aceste drone?
Pentru că înainte s-a discutat dacă aceste drone trec prin spațiul ucrainian și în ce măsură, dacă trec prin spațiul ucrainian, unele reușesc să-și atingă țintele. Dar se ridică problema mai veche, dacă nu cumva ele, și nu avem informații de la autorități românești, dacă nu cumva trec și survolează oarecum prin spațiul aerian. S-a vorbit mai demult de o audiere a Ministrului Apărării. Aceste audieri nu trebuie să fie publice, dar trebuie să fie făcute pentru că trebuie luate niște întrebări, puse niște întrebări foarte clare. Lipsa unei RO alert sugerează că sistemul de senzori și sistemul de avertizare nu a funcționat, ceva nu au remarcat. Deci rămâne o vulnerabilitate în acea zonă și acea vulnerabilitate trebuie tratată cu seriozitate. Pe de altă parte, trebuie remarcat și calmul, poate, din partea populației în momentul de față, care poate e și inspirat de modul în care reziliența ucraineană reușește în continuare să-și facă față. Dacă e ceva în această război odios condus de Rusia, este, poate din partea ucrainienilor, această înfrângere a fatalismului care domină regiunea. Un fatalism că, inspirat istoric, că e greu să te ridici și să te vinge genunchi și să luți. Și totuși ucrainienii au reușit acest lucru și cred că asta e un model de inspirație și pentru români, când observă genul acesta de atacuri. Dar problema rămâne, cred, la nivel de oficialități, să ofere niște răspunsuri credibile, nu neapărat publice, dar trebuie să identifice zone de vulnerabilitate care se pare că continuă să existe. Foarte bună întrebare, foarte bună întrebare. Dacă au fost sesizate de data asta, oare am știut că vin dronele sau nu? De aici și întrebarea dacă era oportună sau nu alertarea prin RoAlert, dacă am știut că am avut informația cu care să fie făcută alertarea. România, în cadrul NATO, are alocat Marea Neagră ca zonă de responsabilitate în ceea ce înseamnă, nu exclusiv, dar este una dintre țările care se ocupă de monitorizarea situației din Marea Neagră și cred că România vede mai mult decât dronele respective. Vede o bună parte din ce înseamnă Marea Neagră, vede spațiu aerian, vede gurile Dunării. Nu știu unde s-a produs nesincronizarea și de ce procedura pe care a anunțat-o acum 2 săptămâni, noaptea trecută, nu a mai funcționat. Nu știm aceste lucruri. Ar fi util să existe o precizare din partea autorităților, din partea Ministerului Apărării Naționale, în comun cu cei de la ISU. Pe de altă parte, pot să fie tot felul de alte motive. S-ar putea să fim pregătiți inclusiv pentru situația în care, din cauza aglomerării de frecvențe, să fie date niște mesaje SMS și ele să nu ajungă la oameni. Nu ne putem imagina. Trebuie explicat dacă asta s-a întâmplat. Exact. Nu cred că s-a întâmplat așa ceva, dar noi trebuie să fim, fiind o situație într-o anumită dinamică. De fapt, dinamica aceasta este caracteristică războiului, mai ales acestui război unde avem parte de lucruri clasice pe care le-ai putea recunoaște într-un manual de tactică și de strategie militară și de altele mai noi. Să ne mai aducem aminte, din primul moment al războiului, GPS-ul n-a mai funcționat cum trebuie în zona Mării Negre. A trebuit, cred că, să treacă, au trecut probabil vreo 6 luni de zile, când dintr-o sursă internațională, din presa internațională, am aflat că este o problemă care afectează și jumătate din litoralul Bulgariei. Tot ca o consecință a acestui război. Vă dați seama că nu avea legătură cu fenomene meteo. Probabil că cineva buruia spectrul de frecvențe, astfel încât, dar cu niște pericole destul de mari, zic eu, nefiind totuși un specialist, pentru siguranța traficului maritim și aerian în această zonă. E drept că autoritățile civile aeronautice de la nivel european cred că au luat toate măsurile necesare, dar totul este dat peste cap în această zonă de conflict. Și trebuie să fim pregătiți pentru lucruri neașteptate care să vină. Au fost câteva drone, Dumnezeu știe ce am putea să găsim să aducă valurile pe coasta Mării Negre, trebuie să fim pregătiți. Sunt ferm convins că NATO, inclusiv România, sunt foarte atente la ce se întâmplă acolo. Emanuel Cernat, atacuri cu drone la Reni, la Izmail și acum la Orlivka. Cum spuneam, este localitatea de dincolo de Dunăre, de Isaccea, deci e o localitate adăugată pe listă. Nu știu, nu știm dacă la Orlivka există
silozuri cu cereale, dacă la Orlivca se încarcă nave. La Rem și Ismail sigur erau și fusese revizate. Vă spune ceva adăugarea acestei destinații pentru rachetele, pentru dronele rusești? În mod cert, având în vedere că se încearcă Ucraina în acest moment, având blocată Marea Neagră pe zona exportului de cereale, singurul canal pe care îl pot folosi cu succes ar fi canalul Dunării. Din aceste considerente, rușii încearcă foarte mult. Lloyd Austin, secretarul apărării Statelor Unite, venea și spunea că Rusia încearcă să distrugă cât mai multe capacități de stocare, dar și grâne efectiv. Iar până în acest moment prezenta un calcul în care spunea că au fost distruse grâne cât să hrănească 10 milioane de oameni un an de zile. Asta ca să putem să avem un ordin de mărime ce înseamnă distrugerile cauzate de aceste atacuri cu drone asupra capacităților de stocare și încărcare. În mod cert, și la Orlivca există aceste capacități de încărcare. Vorbim de un port. Acesta poate fi adaptat în așa fel încât să poată să susțină eforturile Ucrainei de a exporta grâne pe Dunăre. Pentru noi tindem de foarte multe ori să uităm proximitatea războiului, pentru noi românii. Uităm că acest război se poartă la câteva sute de metri de România și ne amintim periodic când au loc asemenea atacuri criminale asupra unor infrastructuri civile, pentru că trebuie să menționăm, e vorba de atacuri asupra unor infrastructuri civile. Trebuie să ne amintim că rolul nostru este de a întări întreaga zonă a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice și împreună cu aliații noștri nord-atlantici să facem în așa fel încât să prevenim o încercare a Rusiei de escaladare a acestui conflict. Oamenii sunt speriați, colegii noștri au vorbit cu locuitorii din Isaccea, spun că, din nou, relatările sunt aceleași. Casele se zguduie, ferestrele zângăne, nu se simt în siguranță, pur și simplu, sunt speriați. Nu li s-a mai întâmplat cum li s-a întâmplat celor din localitățile despre care am mai vorbit. La Isaccea e nou, sperietura e mare. Da. Până să fie responsabile de securitatea flancului sudic al NATO, autoritățile române sunt responsabile de siguranța propriilor cetățeni. Asta ar trebui să fie principala responsabilitate a autorităților române. Ce observăm în ultimele săptămâni? Că Rusia nu se sfiește să atace foarte aproape de granița României. Sigur, pentru a distruge infrastructura prin care Ucraina își exportă cerealele, dar Rusia nu găsește nicio opreliște să atace în buză. În buza graniței, la câteva sute de România. Înseamnă că rușii ori au o precizie extraordinară cu rachetele lor, cu dronele lor, ori, pentru că se poate întâmpla să o dronă rătăcită să atingă spațiul NATO, nu? Sau o rachetă antiaeriană ucraineană să ajungă în spațiul NATO, cum s-a întâmplat în Polonia. Deci fie rușii au mare încredere în capacitatea lor de a atinge cu precizie chirurgicală obiective din Ucraina, fie forțează, sunt încurajați de faptul că nu au primit până acum niciun fel de răspuns ferm din partea României. Noi nu suntem încă după două săptămâni, după 20 de zile de la atacul ăla din acea duminică, nu știm încă, la nivel oficial, la nivelul autorităților noastre, dacă securitatea teritorială a României a fost afectată sau nu. Pentru că președintele ne spune un lucru, premierul ne spune alt lucru. Da? În cazul dronelor rusești căzute în România. Ori o astfel de atitudine, capul nisip, nu face altceva decât să încurajeze Rusia să atace mai aproape și mai aproape și mai aproape. Noi am mai vorbit aici de subiectul ăsta. Ideea era că în momentul ăsta România are prilejul perfect să ceară ajutor NATO, să ceară activarea articolului 4 pentru a muta interesul NATO din
nordul sigur, înspre sudul foarte vulnerabil. Vedem cât de vulnerabilă este Marea Neagră. Vedem cât de vulnerabile sunt gurile Dunării. Este un moment în care România poate să susțină cu argumente, iată, că este îngrijorată în ceea ce privește securitatea teritorială a României și să mute punctul de interes, să ceară mai multe trupe americane aici, să ceară un interes sporit al NATO în zona, Mării Negre. Două informații foarte interesante în legătură cu marea pierdere pe care au suferit-o rușii în atacul asupra Sevastopolului. Un atac cu rachete Storm Shadow, un atac al ucrainenilor. Rușii țin neapărat să ne comunice că, de fapt, comandantul marinei militare ruse de la Marea Neagră n-a murit. O să vă arătăm imediat cum au făcut asta. Și o altă informație este că ori de câte ori îi sună alarma aeriană în Crimea, avioanele și elicopterele care se află la bazele din peninsulă sunt ridicate în aer ca să nu fie lovite. Deci le e frică. E clar că recunosc cât de periculos este ce fac ucrainenii acolo. În plus, astăzi mai vine și informația că ofițerii ruși care nu și-au primit banii le-ar fi livrat ucrainenilor informații referitoare la ședința din comandamentul Marinei Militare Ruse de la Sevastopol, ședința în care era șeful lor, în așa fel încât ucrainenii să lovească prin tavan, pentru că sala asta de ședință era la ultimul etaj al clădirii, să lovească prin tavan și să-i omoare pe amiral și 35 de ofițeri care participau acolo la ședință. Acum, ce vor rușii să ne arate? Haideți să vedem. Este o ședință prin videoconferință pe care ministrul Serghei Șoigu o ține cu tot felul de șefi militari și de două ori în această secvență, într-o mică ferestruică undeva jos în stânga, iată, în stânga ecranului, apare șeful Marinei Militare Ruse de la Marea Neagră, care n-ar fi murit, asta ar fi dovada. Doar că, unu, nu știm de când sunt imaginile, pur și simplu. Orice producător de televiziune vă va spune că o imagine mai veche, un filmuleț mai vechi, poate fi pus foarte ușor în fereastra respectivă. A doua informație este că, de fapt, rușii, dacă ar vrea să ne convingă de faptul că amiralul trăiește, Sokolov, ar putea să ni-l arate într-o altă ipostază, pur și simplu. Și să și înțelegem că imaginile sunt recente. Au ales această metodă foarte pe dos, foarte alambicată, foarte rusească, ca să zic așa, care nu e nici așa, nici așa. Vă convinge, domnule profesor Viola? Evident că nu. Dacă vreau să facă ceva să arate că zona respectiv este încă capacitatea de a vorbi, de a se manifesta, puteau să prezinte în altă ipostază. Deci e clar că ceva nu funcționează. Dar atât acest lucru spune ceva mai mult. Spune de faptul că Rusia percepe și pe bună dreptate acest atac ca o mare umilire. Este a doua mare umilire pe care o înregistrează în Crimea, care are o importanță foarte puternică, foarte simbolică pentru Rusia, după distrugerea navei amiral Moscova anul trecut, și dovedește slăbiciunea de sistem. Aceste atacuri pe care Crimea le face, le face cu o dexteritate militară deosebită. Înainte de atacul cartierului general, ei au lovit sistemele de apărare de două, deci au vreo șase, două au fost distruse înainte cu o săptămână. Al doilea lucru ce remarcăm este că întotdeauna când au aceste campanii militare, ele coincid cu mișcări de partizani, atât în teritoriile ocupate de ruși, cât și în Moscova și în Rusia. Deci este o operațiune foarte coordonată care spune, de fapt, că această capacitate de informații, de inteligență al lui Budanov, generalul Budanov, s-a dezvoltat foarte puternic și care rușii nu reușesc să-i facă față. De ce acest lucru? Pentru că Crimea, într-un fel, reprezintă alfa și omega acestui război. Clausewitz, în sfârșit marele general prusac și teoreticianul militar, are un capitol special dedicat ceea ce spune centrul de gravitate. Ce e centrul de gravitate? Centrul de gravitate este locul în care toată forța și puterea militară se concentrează. Crimea reprezintă centrul de gravitate al Rusiei. De aici, cum spunea și Navalny, a fost prima crimă a lui Putin. Și aici trebuie încheiată. Are structura, prin Crimea Rusia controlează Marea Neagră, prin Crimea asta e justificarea pentru acest război și plus toată legitimitatea
regimului de la Kremlin este legată de acest lucru. Ce înseamnă dacă Crimea este îngenunchiată? Pur și simplu pentru Putin toată justificarea, toată ambiția sa politică dispare. Deci de aici trebuie înțeles de ce ucrainienii se concentrează și din punct de vedere militar și din punct de vedere politic. Și aceste lovituri, una după alta, sunt practic o umilire constantă pentru Rusia și pe care le e greu să o absorbă decât prin genul acesta de fake news. Și, evident, remarcăm că ultimatumul pe care Putin îl dă lui Șoigu nu se referă la Crimea. Se referă la toată contraofensiva ucraineană. Păi, ucrainenii, cu toate armele pe care le primesc, din ce în ce mai sofisticate, rachete care pot bate la distanță din ce în ce mai mare, păi, în momentul ăsta, ucrainenii au acoperită toată Crimea. Deci, ceasul ticăie pentru ruși în Crimea. Trebuie să ne amintim că după ce a fost ocupată, Crimea a fost transformată într-un depozit de armament. Au fost create noi unități, unitățile existente au fost întărite, noi piste pentru avioane, hangare și așa mai departe. Chiar dacă ucrainienii se dovedesc a fi foarte abili astăzi, mai au foarte multe lucruri de îndeplinit până să spunem că se va crea o masă critică astfel încât puterea militară a Rusiei din Crimea să intre într-un colaps. Suntem foarte departe de un asemenea moment. Ei au capacități în profunzimea Mării Negre, au submarine, au nave, pot să arunce, să trimită rachetele de la sute, mii de kilometri distanță în Ucraina. Dar aceste reușite, desigur, îi încurajează foarte mult pe ucrainieni. Ei trebuie, pentru că există această oboseală despre care cred că ați mai vorbit în emisiunea dumneavoastră, în zona occidentală, apropo de tot acest război și problemele economice pe care a ajuns să le genereze multe țări, în zona occidentală, probabil că foarte mulți își pun semne de întrebare. Bun, cât mai durează? Există un blocaj? Există un echilibru al forțelor? Ce se întâmplă acolo? Câtă vreme ei reușesc să lovească la distanțe considerabile de linia frontului în profunzimea Crimeei, oamenii vor fi încurajați. Dacă ei obțin rezultate, vor continua să curgă banii. Nu întâmplător, președintele Zelenski se duce prin străinătate în încercarea de a da asigurări că ofensiva este în ritmul ei, că urmează noi și noi rezultate. Pentru că, repet, toate țările, cred că inclusiv Statele Unite, se uită cu foarte mare atenție dacă Ucraina are capacitatea să obțină niște rezultate care să facă diferența pe front până ce vine iarna. Ca și iarna trecută, în timpul iernii, lucrurile tind mai degrabă să intre într-un soi de conservare. Cât avem, probabil, din o lună, octombrie, unde vremea o să fie cât de cât prielnică. După care, cel mai probabil, altele vor fi analizele și, cred că, și deciziile. Presa britanică vorbește despre surse din NATO care estimează că Ucraina este pe punctul de a recuceri Crimea. E o chestiune de timp, iar această nouă stare de lucruri îi panichează pe soldații ruși, mai ales pe cei din Crimea. Aș remarca aici informația asta absolut surprinzătoare. Până acum parcă n-am asistat la așa ceva, de când e războiul în desfășurare. Ofițeri ruși neplătiți au vândut informații ucrainenilor în legătură cu ședința de la ultimul etaj din Comandamentul Marinei Militare de la Sevastopol. Această informație a fost vehiculată de către Kiev Post, un ziar ucrainean, dar trebuie luat totuși cu un grăunte de îndoială. Absolut, poate fi o informație care să fie menită să îi enerveze la culme pe ruși sau să le bage spaima absolut în suflet. Și mai trebuie să ne gândim la un aspect. O sursă de o asemenea valoare, un ofițer care să poată să-ți transmită informații, nu ar fi fost devoalată de către ucrainieni, pentru că ar fi putut să fie folosită și cu altă ocazie. Faptul că au ieșit public anunțând că, iată, sunt niște ofițeri ruși care, nemulțumiți de neprimirea soldelor, au vândut aceste informații, are mai degrabă, pare o informație menită să enerveze Kremlinul.
Crimea și căderea Crimeei este un punct de cotitură clar în acest război. Pentru că, așa cum președintele Zelenski a spus de foarte multe ori, totul a început în Crimea și totul se va sfârși în Crimea. De asemenea, pentru ruși, Crimea a căpătat în timp o valoare sacră, a fost sacralizată Crimea. Să nu uităm că la începutul acestui război se vorbea de o linie roșie clară, respectiv atacarea Crimeei. Ușor, ușor, ceea ce fac ucrainienii prin aceste atacuri repetate este inclusiv această desacralizare a Crimeei. O aduc în același rând cu alte ținte legitime din interiorul Rusiei, arătând astfel lumii că până la urmă este dreptul lor de a ataca, de a-și revendica acest teritoriu. Semnalele sunt multiple, sunt semnale simbolice, de la numirea noului ministru al apărării, care vine din această regiune a Crimeei. Sunt foarte multe simboluri aici pe care încearcă să le arate Ucraina și, în mod cert, vor continua aceste atacuri asupra Crimeei, mai ales pe măsură ce armele vor veni. Se așteaptă, până acum au numai acces la acele rachete Storm Shadow și Scalp de proveniență franceză, care însă nu pot fi lansate decât de pe avioane. De aceea este foarte mare nevoie de acele rachete americane ATACMS, care pot fi lansate de pe vehicule, care pot fi deplasate și în acest fel făcând mult mai facilă atacarea unor puncte strategice. Florin Negruțiu, deschidem perspectiva. Veștile de pe front sunt cele despre care am vorbit aici. Dar vin și alte vești, destul de îngrijorătoare, despre felul în care în Statele Unite, în perspectiva alegerilor, mai ales în perspectiva unei posibile reușite a lui Donald Trump, dacă va candida, dacă soldajele îl dau acum favorit în fața lui Joe Biden, da? Se pune problema dacă ajutorul Statelor Unite va mai continua pentru Ucraina, dacă nu cumva va fi oprit complet din cauza cine știe cărei reușite în alegerile de anul viitor. Și veștile astea sunt foarte bine alimentate. Deci asta și speculate. Ăsta este un aspect. Un alt aspect este ce se întâmplă pe front. Un alt aspect este cearta Kievului cu Varșovia, care oricum spunem cu toții, anunțăm cu toții din declarațiile publice că s-a terminat, dar urmele sunt acolo. Și toată lumea se așteaptă ca Zelenski să mai greșească. Cel puțin o dată. Și încă o dată. Fără a diminua eroismul soldaților ucraineni pe câmpul de luptă, rezistența fantastică a Ucrainei, tentativele de contraofensivă, cred că războiul în cele din urmă poate fi câștigat sau poate fi pierdut la Washington. Uh-huh. În funcție de capacitatea Statelor Unite de a susține acest război, depinde și victoria sau înfrângerea Ucrainei. O victorie a Ucrainei, ne-a spus-o în repetate rânduri președintele Zelenski, înseamnă recucerirea întregului teritoriu, deci inclusiv Crimeea. Din punctul ăsta de vedere, atacurile repetate ale Ucrainei pe teritoriul Crimeei au logica lor. În perspectiva unei posibile situații în care Ucrainei i s-ar prezenta un scenariu în care să încheie un acord de încetare a focului cu Rusia, Rusia rămânând cu teritoriul de dinainte de invazia din februarie 2022, deci cu Crimeea. Atacurile asupra unor obiective militare din Crimeea au, dincolo de efectul militar foarte important, iată, au lovit în inima flotei marinei ruse de la Marea Neagră și au eliminat câteva zeci de ofițeri ruși. Au un efect psihologic foarte important, au un efect moral foarte important. În momentul ăsta, cred că nu putem spune cu certitudine dacă Rusia va pierde sau nu Crimeea, sau când va pierde Crimeea. Dar cu siguranță putem spune că Rusia nu va câștiga acest război.
este cât se poate de limpede în momentul ăsta. Însă, rezistența și ofensiva Ucrainei depinde în foarte mare măsură, esențial, de ajutorul american. Dacă America se retrage din această regiune, este o veste proastă nu doar pentru Ucraina. Este o veste proastă, în primul rând, pentru România. Pauză. Pauză și când ne întoarcem vorbim despre pasiunea pentru vânătoare și pescuit la PSD. Vă așteptăm. Partide de pescuit, partide de vânătoare. Dumitru Buzatu, am căutat astăzi în arhivă și l-am găsit pe Dumitru Buzatu relatând că a participat la vânătoare alături de Dragnea, de Liviu Dragnea. Mulți lideri PSD participau la aceste evenimente. Ne aducem aminte că și la pescuit se întâmplau multe lucruri interesante tot cu Liviu Dragnea. De unde această pasiune? De unde pasiunea asta pentru astfel de activități? Unii ar spune repede de la Ceaușescu, totuși nu-și dau seama, nu realizează că nu se potrivește, că le e împotrivă, că nu așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Cum vi se pare, domnule profesor Biola? Cred că este nivelul elitelor politice și asta este probabil problema care e cea mai dezamăgitoare. Să ne amintim 1947. Deci erau niște elite politice educate la Paris, educate în Londra, educate la Berlin. Erau elitele care au făcut Banca Națională, au construit România Mare așa cum s-a putut. Una mai strălucită, altul mai corupte, dar acea elită politică care era înscrisă pe traiectoria aceasta vestică, era bine racordată la cunoașterea vestică, a fost decimată regimul comunist și a fost înlocuită cu un sistem de contraselecție. Toți membrii CC al PCR din 47-48 până în 89, toți aveau un numitor comun, obediență. Erau oameni de o mediocritate înspăimântătoare, în jur mă refer la elitele politice. Ce speram după 89? Că această contraselecție va dispare. Din păcate n-a dispărut, că vedem cazuri cu Buzatu și cu alte persoane. Și asta poate pare cel mai contrastant când ne gândim la Ucraina, când ne gândim la Moldova, care au trecut prin aceeași experiență și totuși s-au ridicat niște oameni cu totul și cu totul deosebit și în Ucraina și în așa cu greu, dar s-a reușit. Și cred că explicația pentru acest lucru este că au avut-o prea bine. După 90, toate aceste elite au avut-o prea bine. Au fost foarte mulți bani care au intrat pentru dezvoltarea României din cauza integrării Uniunii Europeană. Și sistemul de contraselecție, paradoxal, a fost reînforțat de această delăsare, de această lipsă de perspectivă. Elitele românești își doresc o mașină, își doresc o partidă de vânătoare. Nu se gândesc, n-au capacitatea intelectuală să înțeleagă ce se întâmplă prea bine în Europa. Asta este o problemă care are rădăcini adânci. Și cred că rădăcini adânci merg înapoi la acea decimare a clasei politice românești după război de către regimul comunist. Da, politicienii trebuie să se întâlnească undeva, Florin Negruciu. Trebuie și ei să facă ceva care să simtă că îi aduc împreună, că îi unesc. Unde să meargă, dacă nu la vânătoare, și nu? Îi diferențiază față de restul lumii. Bașca. Hai să o iau și eu de la începuturi, pentru că primul reflex al dușmanilor burghezo-moșierimii, după ce i-au băgat pe burghezi și moșieri în închisoare, a fost să le ia casele și să le imite obiceiurile. La vânătoare se ducea nu doar Ceaușescu, sau și Dej. Și toți tovarășii mergeau la partide de vânătoare. PSD, care este cel mai fidel conservator al tradițiilor PCR, este în realitate un partid al bogaților care trăiește din voturile săracilor. Oamenii ăștia sunt putre de bogați. Și atunci își caută și ei un blazon nobiliar. Probabil au sentimentul că sunt într-o castă superioară acolo, la partidele astea de vânătoare, la partidele de pescuit. Ei nu merg doar la vânătoare sau la pescuit, ei au și domeniile respective, au și bălțile respective. Mai fac și Belina. Altceva. Balta deci Belina. Sunt bălțile lor, sunt domeniile lor. La aceste partide se fac și se desfac guverne, de pildă. Sau se fac și se desfac legi.
uneori se mai dă și câte un obol de sânge, dacă îți amintești cazul lui Ilie Sârbu, care și-a lăsat pe un domeniu de vânătoare ce și-a lăsat la vremea respectivă. Un accident de vânătoare. Un accident de vânătoare. Era în vremea primului vânător al țării, Adrian Năstase. Dar obiceiurile au fost continuate și de Liviu Dragnea. Îți amintești de momentul în care l-am văzut pentru prima oară pe Marcel Ciolacu, ca lider important al PSD-ului? Era într-o poză pe care o pusese Liviu Dragnea, era pe Balta Belina, cu premierul de atunci, Sorin Grindeanu, dădeau la știuci și era un mic comentariu la finalul postării, la vâsle un ecologist, Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu le punea râmă în ac primilor doi oameni din țară. Și uite cum a rămas Marcel Ciolacu singur în barcă. Încet, încet și-a făcut loc printre vânători și pescari de partid și de stat până în fruntea statului. El este, de fapt, regele junglei în momentul ăsta. Dispare modelul cu vânătoarea și pescuitul? Nici vorbă. Cum să dispară așa ceva? Odată cu uzatul, de exemplu. Iertați-mă, vânătoarea și pescuitul sunt activități extrem de valoroase când vorbim de diplomație, afaceri, tranzacții internaționale, pentru că acolo, în mijlocul naturii, se creează niște legături speciale între oameni. Și majoritatea vânătorilor și a pescarilor sunt niște oameni onorabili. Problema intervine acolo când te prezinți de stângaș, semnalizezi stângaș și încerci să trăiești prin obiceiuri ale aristocrației sau ale marilor oameni de afaceri, pentru că vânătoarea este un sport scump. Trofeele costă, o armă bună începe de la 3.000 de euro. Cu mulți ani în urmă eram la un dineu de stat într-o țară nordică, lucram pentru administrația prezidențială și moștenitorul unui imperiu de afaceri din țara respectivă, care stă lângă mine, mă întreabă și domnul consilier zice, ce vânați? Zic, nu vânez. Ce, nu vânați? Serios? În România, o țară cu bogății naturale atât de bine cunoscute pentru toți? Zic, nu vânez. Pur și simplu nu vânez. Și șefa casei regale șefa casei regale a reginei, nu știu dacă este titulatura exactă, o doamnă în vârstă, confidanta reginei, mi-a atras cu foarte mare politețe atenția că niciodată să nu mai spun în respectiva țară nordică, că, la un dineu de stat, că nu vânez. Trebuie să inventez o poveste, să spun că vânez ceva. O poveste vânătorească. De ce? Pentru că pentru anumite categorii sociale sau profesionale, vânătoarea, petrecutul timpului în aer liber, în weekend, cu câinii pe lângă tine, în mijlocul pădurii sau pe niște câmpuri, sunt activități prețuite. Adică oamenii nu se vor duce la mall și nu vor sta pe un telefon sau pe o tabletă, vor petrece timp în aer liber, cu câinii, la o plimbare sau la o vânătoare. De aceea spun, ei imită, acești oameni la care ați făcut referire, imită obiceiurile de secole și Carol, al doilea vâna, da? Și nobilii și aristocrații... Normal, de la regele atenție, Carol, la baronul local mitică, asta vreau să spun, mitică de la PSD, este o cale foarte lungă. Ei ar trebui să trăiască din salariul de bugetar. Exact. Să trăiască cu valorile pe care reclamează și la care au semnat, pentru că au semnat că sunt membri la un partid de stânga. Socialismul de caviar, Emmanuel Cernat. Socialiștilor francezi nu le-a, eticheta asta nu le-a prins bine deloc, dar practicau, acum nu prea mai au ocazia, dar practicau intens varianta. Este la francezi nu vânătoarea era problema, altele... Vânătoarea la francezi era pe vremea regilor. După ce au devenit republică, vânătoarea a devenit într-adevăr un atribut al elitelor, dar nu al elitelor politice. Elitele politice din România au preluat acest model, așa cum s-a spus mai devreme, și practic a fost dus mai departe exact acel exemplu al regilor Franței. Vânătoarea de la curtea regală era cea în care toți alergau după animalul respectiv, dar numai regele avea voie să-l omoare. Am
fost și noi martorii unor asemenea exemple. Mm-hmm. Primul vânător al țării, Nicolae Ceaușescu, care avea întregi domenii de vânătoare unde mergea și erau aduși în cătarea puștii. Erau și cu lideri străini. Și cu lideri străini, dar erau aduși în cătarea puștii, în animalele erau aduse pentru a fi sacrificate până la urmă. E foarte interesant să ne uităm. Există o asociație, Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor din România. De curiozitate, să vă uitați care au pe pagina lor conducerea acestei asociații în istorie. Regăsim, bineînțeles, să le regăsim pe Sadoveanu printre ei, dar după 1990 o să vedem că Adrian Năstase a ocupat această poziție după Sergiu Celac, fostul ministru de externe. Foarte mult timp Adrian Năstase, ulterior fiind preluată această funcție, inclusiv recent, de către Florin Iordache, un alt ministru social-democrat. Vedem de aici că există totuși o continuitate care se dorește și ne amintim de anii 2015-2016, atunci când Victor Ponta împreună cu Liviu Dragnea organizau partide de vânătoare la care chemau liderii social-democrați pentru a se retrage și a discuta, ambina utilul cu plăcutul. Astăzi, în Franța, pentru că am vorbit de Franța, să vii să spui din această perspectivă, să te promovezi cu acest obicei al vânătorii, a ridicat niște mari semne de întrebare, pentru că apar probleme legate de ecologie, de protecția animalelor. Lucru care la noi nu se întâmplă. Vedem în continuare că suntem o țară extrem de căutată din această perspectivă, iar patrimoniul nostru cinegetic este unul recunoscut într-adevăr la nivel internațional, dar acesta ar trebui până la urmă protejat și el. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnilor! Pauză și când ne întoarcem vom vedea atmosfera de astăzi din Parlament. Premierul și-a asumat răspunderea pentru pachetul de legi care ne vor aduce scumpiri. El spune că rezolvă problema bugetului, până și aici există semne de întrebare. Care a fost atmosfera din Parlament? Imediat vă așteptăm!